familiei cu Cristian Tudor Popescu și Adriana Nedelea la Europa FM. Vă salut, bun găsit tuturor, suntem în direct și pe pagina de Facebook Europa FM, ne puteți vedea, așadar vă salutăm. Vorbim despre ședința importantă a coaliției aflate la guvernare care are loc în aceste momente, a început la ora 17, e prima întâlnire după demiterea lui Vlad Voiculescu de la conducerea Ministerului Sănătății. Așteptăm concluziile, vom vedea dacă vor fi făcute declarații, firește urmărim subiectul, detaliile și pe europafm.ro. Vă întrebăm cum priviți ce se întâmplă pe scena politică, demiterea Ministrului Sănătății Vlad Voiculescu și conflictul din interiorul guvernului. Cine credeți că a greșit? A greșit Florin Câțu, premierul, pentru că a luat decizia demiterii lui Vlad Voiculescu, sau a greșit mult Vlad Voiculescu prin activitatea de la minister? Credeți că greșește Vlad Voiculescu atunci când vorbește despre diferențe în raportarea deceselor COVID fără a avea analiza completă? Mai mult, ar trebui să iasă USR Plus de la guvernare după demiterea lui Vlad Voiculescu? Ce măsuri, ce decizii ar trebui luate de aici înainte? 0372069599 este numărul de telefon pe care îl puteți apela pentru a intra în direct cu noi în Piața Victoriei. Gazetarul Cristian Tudor Popescu este alături de mine. Bună seara, domnule Popescu! Bună seara, domnule! Vlad Voiculescu, prezent în studioul Europa FM astăzi, a vorbit din nou despre aceste diferențe în raportarea deceselor COVID. Spune Vlad Voiculescu la Europa FM așa: la Spitalul Colentina sunt peste 500 de morți în plus, diferențe și la Spitalul Rol 2 ar fi fost raportate mai puține decese în platformă decât numărul morților din spital. Avem și reacția Ministerului Apărării, care îl contrazice pe Voiculescu. Acesta, Ministerul Apărării, transmite într-un comunicat de presă că Spitalul Militar Rol 2, care funcționează în incinta Institutului Ana Aslan, a înregistrat 82 de decese pe care le-a raportat atât în platforma Corona Forms, cât și în platforma Alert MS. Și ne întrebăm, domnule Popescu, pentru că e și această ședință importantă, în plină desfășurare acum, practic, vor decide liderii politici care ne conduc viitorul acestei guvernări, după demiterea unui ministru, după demiterea lui Vlad Voiculescu. La ce asistăm? Ce se întâmplă? Vlad Voiculescu vine, face declarații, acum avem această reacție, iată, din partea Ministerului Apărării, care îl contrazice pe Vlad Voiculescu. Cred că aceste declarații, de o parte și de alta, vorbesc acum de USR Plus, da, și de liberali. Și reacția Colentina, am transmis colegii din redacție, Spitalul Colentina îl contrazice pe Vlad Voiculescu. Ca să-l contrazică, ar fi trebuit ca Vlad Voiculescu să-i fi întrebat ceva și pe oamenii aia de la Colentina, nu credeți? Ba da. Sau pe cei de la Rol 2, înainte de a face astfel de afirmații, n-ar fi fost normal să dea un telefon și uite, băi, mie mi-e 500 în plus. Băi, Colentina, cum e? Hai să vedem, să luăm hârtiile, să vedem despre ce este vorba, nu? I-a întrebat ceva? Nu. Ne-a comunicat aceste lucruri domnul Voiculescu, dar ajungem la asta imediat. Domnul Voiculescu spunea acum că e foarte obosit de munca la minister și că se va să duce să se culce. Așa a declarat acum câteva zile, mă voi duce să dorm la unul dintre numeroasele posturi de radio și televiziune în care, pe care le vizitează în aceste zile unul după altul. Nu mai doarme, deci, iată, și astăzi a fost la Europa FM și mâine se va mai duce cine știe unde. Deci nu e atât de obosit, domnul Voiculescu. Acum i-aș întreba pe Europeni FM, pune următoarea întrebare. Dacă domnul Voiculescu, de pildă, în clipa în care domnul Câțu a anunțat că l-a demis, dacă domnul Voiculescu ar fi spus așa: această hotărâre a premierului este o hotărâre pe care eu o consider nedreaptă, pripită, nu mă consider vinovat, și nu ar denotă imaturitate politică a premierului. Eventual, premierul, așa cum spune domnul Drulă, este un zombi politic. Domne,
să zică ce-i venea la gură. Dar, pentru că nu vreau în aceste condiții extrem de dificile pentru România, condiții de mare tensiune și din punct de vedere medical și din punct de vedere economic, nu vreau să periclitez funcționarea guvernului din care partidul meu face parte, respect această hotărâre în regim instituțional a prim-ministrului, indiferent ce persoană este aceea, și aștept să fie numit altcineva din partea USR Plus pe care îl voi sprijini cu toată puterea, cu tot ce știu, asta pentru ca lucrurile să meargă înainte în acest moment. Și aș mai fi spus, nu este exclus ca persoana respectivă să fie poate mai bună decât mine, pentru că nu e așa cum a spus președintele nostru de partid, domnul Barna, că eu nu sunt un diamant, dar altceva mai bun n-avem. Nu, cu siguranță se poate găsi și cineva la fel, poate chiar mai bun decât mine la USR Plus. N-a vorbit așa. Nimic din toate astea, domnule Dele. Da? Eu, așa cum l-am cunoscut pe domnul Voiculescu de vreo 5 ani încoace, asta aș fi așteptat să spună. Da? În schimb, iată ce face acum domnul Voiculescu. Hai să vorbim de cea mai nouă chestiune, asta cu morții. O secundă doar să menționez câteva aspecte precizate de Colentina. Toate decesele înregistrate de atunci și până în prezent au fost raportate de către unitatea sanitară cu respectarea tuturor reglementărilor legale în vigoare. Afirmațiile care pun la îndoială acest fapt nu au o bază reală. Vlad Voiculescu vorbește despre niște date care sunt contrazise în momentul de față. Doamna Nedel, domnul Voiculescu a spus așa. Și acum vă spun lucruri din discuțiile mele, unele televizate, cu domnul Voiculescu. A spus așa, a aruncat-o. Vedeți că metodologia de anul trecut e greșită. Sunt mult mai mulți morți care nu sunt trecuți în scripte. Deci, metodologia de anul trecut e greșită. Așa a început, domnul Voiculescu. Prima, first break, când a spus asta. Va să zică, acest lucru pe care îl afirmă dânsul că nu este exclus să fie mii de morți mai mult, este un lucru care se întâmplă de anul trecut. Așa a spus dânsul, metodologia e greșită de anul trecut și se întâmplă asta. Și de anul trecut, hai să lăsăm anul trecut, din anul ăsta, de când domnul Voiculescu este ministru sănătății, au trecut 4 luni. Aproape, da? N-a putut în aceste 4 luni să observe această discrepanță cu care ne vine acum, că sunt morți netrecuți, ascunși acolo? N-a văzut-o în patru... A văzut-o când? Când s-a format grupul de lucru despre care ne vorbește dânsul, care ce să facă? Care să cerceteze? Păi, de ce dai publicității ceva ce n-a fost cercetat până la capăt? Că de-aia e format grupul de lucru, da? Să cerceteze ce? Niște bănuieli pe care le aveai? Sau ce să cerceteze? A să zic că în 12 aprilie se formează grupul de lucru din... Secretarul de stat, Andreea Moldovan, și vreo 3-4 pe care nu-i cunosc, habar n-am cine sunt acești inși, de acolo din minister, probabil consilierii lui, sau ce sunt ei, onorifici, în data de 12 aprilie. Va să zic că ne spune domnul Voiculescu că a văzut toate astea, tot ce ne spune acum cu morții de la Colentina, de la Rol 2, acum, în 12, în, hai să zicem, în 9 aprilie, da? Nu în 12. Acum le-a văzut. 4 luni de zile nu le-a văzut și le-a văzut acum. Ce ne spune dânsul că se întâmplă acolo? A format un grup de lucru care să cerceteze. E nevoie de savanți ca să ce? Ce ne-a spus domnul Voiculescu este grosier.
de simplu. Nu e vorba de o integrală dublă aplicată unui sistem de parametri autocorelați statistic acolo. Nu! El ne spune așa. În platforma Corona Forms, față de platforma Alerte MS, între aceste două platforme există diferențe care pot să meargă, iată, 500 la Colentina, 1000 de morți și mai departe. Deci e ceva de armetica lui Stănescu de la PSD. Nu e nicio filozofie. Din nou, ți-au trebuit 4 luni ca să bagi de seama armetica asta? Că ăsta e mai mare decât ăsta? Da? Și ai întrebat în momentul în care zici tu că e așa, cu grupul tău de reflecție din 12 aprilie, așa format în acei 3 inși, 4 inși pe care nu-i știe nimeni, cu grupul tău ai întrebat? Ai întrebat la Colentina? La spital? Domne, 500, uite, nouă nu ne ies aici, neastră ce ziceți? Hai să luăm registrele, venim și noi, veniți neastră aici cu registrele să vedem, sau noi la neastră. Rol 2, venim, vedem, hai să ne lămurim, nu? Vrem să înțelegem despre ce este vorba, că nu ne iese. A făcut așa ceva? Spunea Vlad Voiculescu, nu a avut timp, pentru că între timp a venit decizia... N-a avut timp, dar să iasă pe ecran, a avut timp. Da? Și să spună că sunt mii de morți. Să pronunțe. În materie de manipulare, de diversiune și subversiune, cifrele sunt foarte importante. Ia luați tot ce a spus domnul Voiculescu și scoateți chestia aia cu mii de morți. Nu e exclus, că așa a zis-o, ca să își păstreze dus întorsul. Ca după aia să poată să spun, dar ce am zis eu că erau? Am zis că nu e exclus. Știți? Că așa se formulează chestiile astea în dungă, așa perfide. Ca după aia să poți să negi, eventual. Deci scoateți mii de morți și veți vedea că impactul acestei ziceri făcute de domnul Voiculescu, când? Imediat după ce a fost demis, întrebat fiind de colegul Claudiu Pândaru la Digi vineri, l-a întrebat, bine, dar dacă nu erați demis, mai făceați publică asta? Nu. Răspunde domnul Voiculescu. Atunci făceam cercetări în continuare. Și l-am întrebat eu, păi și atunci de ce ați făcut chestia asta? De ce ați făcut-o? Știți ce mi-a răspuns? Mi-a răspuns că la el acolo să scurg informații în minister. Și decât să ajungă scursă la presă din minister, mai bine o zice el. Deci ăsta e răspunsul, stimați European FM. Acesta e răspunsul. Vă să zic că pentru că cei din grupul celebru de lucru al lui din inși ăia, pe care 3-4 pe care nu-i cunoaște nimeni, acei inși, ne spune domnul Voiculescu, erau înclinați spre a vărsa la presă, poate contra cost sau cu trafic de influență, mai departe, de a vărsa informații confidențiale din minister. Și ca să nu se întâmple asta cu propriul lui grup de acolo, vine domnul Voiculescu și o dă el pe masă fără să vorbească cu nimeni. L-am întrebat, domne, cifrele alea de la ora 1 pe care le auzim cu toții, alea sunt rezultatul cui? Cine și le asumă? Institutul Național de Sănătate Publică, Ministerul de Interne, e grupul de comunicare strategică în care are o parte și Ministerul Sănătății. Bine, ăștia din grupul ăla i-ați întrebat ceva? Ca și în cazul Colentina, ca și în cazul Rol 2. I-ați întrebat, domne, și pe aia? Poate sunt, ăia sunt mafia, domne. Mafia. Aia e mafia. Mafia este INSP-ul, mafia este ăla, cum îi spune, serviciul ăla din Ministerul de Interne care se ocupă cu așa ceva. Mafia este premierul Câțu, că el l-a dat afară, nu? Și spune domnul Voiculescu că fără dubii demiterea lui este... Are la ordinul mafiei. Mafia din domeniu și întrebat fiind dacă premierul Câțu e inclus, spune Vlad Voiculescu, N-am spus așa ceva. V-a să zic că cel care l-a demis e premierul Câțu, dar nu e mafie. Cine e mafia? Da? A vorbit cu oamenii ăștia? N-a vorbit nimic. Absolut nimic. A venit cu datele aruncate pe masă. I-am spus, domne, este ca și cum ați inundat casa ca să nu ia foc. Asta ne spuneți dumneavoastră acum.
Este o justificare de o stupiditate absolută pentru această grabă de a da. Deci, vedeți, eu nu pot să cred că vreun om cu bun simț din țara asta, de-aia sunt foarte curios acum să intrăm și o să închei mai devreme cu ce zic, ca să intrăm cu Europenii FM în discuție. Eu pot să cred, domne, când vezi ce face, deci aruncă toate aceste afirmații nefondate, fără să aibă dovezi, fără să aibă cifre precise, fără să fi discutat cu organismele în cauză și să spună, uite, domne, nenorociții de la INSP mi-au spus așa, ăia de la armată mi-au spus așa, ăia de la interne așa, de la premieră, n-a discutat cu nimeni. În schimb, le aruncă pe piață când? După ce e demis. Și spune că dacă n-ar fi fost demis, nu le arunca. De ce credeți că face asta acum? Speră că vorbea la Europa FM despre această posibilitate. Nu e exclus ca tot el să fie pus nominalizat. Da. Deci vă dați seama până unde poate să meargă? Deci își închipuie că după ce s-a plusat de ambele părți în felul ăsta, da? După ce el nu a procedat așa cum v-am spus la început, ceea ce ar fi permis ca să meargă înainte guvernarea cu coaliția, cu USR Plus, cu partidul lui și cu o altă persoană decât Iisus pe pământ, după cum am văzut că a postat cineva apropiat dânsului pe sacrificarea mielului de Paște. Așa, pe net. Deci, fără Iisus Hristos, Vlad Voiculescu, totuși să meargă înainte guvernarea, că poate că mai există niște persoane pe acolo prin USR Plus, au și eu nume, nu-i cunosc, Adrian Viner, medic, Ioana Mihăilă, medic, care chiar secretar de stat în Ministerul Sănătății, poate că există niște oameni cel puțin la fel de buni ca el și să meargă treaba înainte în aceste condiții în care nu te putem permite acum să ne uităm la ei cum își dau capete în gură. Credeți că există această posibilitate USR Plus să ia în calcul ieșirea de la guvernare? Până la urmă, nu e primul ministru care e dat afară din guvern. S-a mai întâmplat asta până acum. Deci v-am spus, plusările astea, doamnă Nedelea, și de o parte și de alta. Acum a venit și Câțu a venit, deci ei au trântit-o pe masă, au dat cu șepticul pe masă, domne, afară Câțu. Ne-l dați pe Voiculescu afară, care nu e diamant. Între altele, știți că de fapt ce au transmis ei, ce a transmis Barna? Bă, de Voiculescu ăla nu ne pasă nouă așa de tare, care de fapt nici nu e de la USR și nici nu avem treabă cu el. Dar ne călcați pe Bombeu. Și dacă ne călcați pe Bombeu, că asta e singurul motiv, nu altceva, nu... Nu i-au reproșat, eu știu, prestația tehnică în amănunt premierului să spună unde a greșit, ce a făcut și a mai departe. Nu. Au venit Câțu, după asta, a venit și el cu drulă. Te dau afară. Dacă mă mai faci zombie, îl dau afară pe drulă, da? Drulă care nu e Voiculescu. Drulă e membru vechi, USR, este vicepreședinte al partidului, e altceva. Deci, plusări de felul acesta care sunt o insultă la adresa cetățenilor. Toate aceste plusări. Adică, cum te duci cu așa ceva? La rupere. Adică, vii cu ideea că astea ce presupun? Presupun ruperea. Corect? Da. Când vii cu astfel de plezniri de cărți pe masă, asta înseamnă rupere. Îți permiți așa ceva față de cetățeni? Să rupi în momentul ăsta guvernarea? Dacă USR iese de la guvernare acum, este, după părerea mea, un gest comparabil în josnicie, meschinărie cu ce a făcut Emil în istoria politică a României și ce a făcut Emil Constantinescu în anul 2000. Amintiți? Când a dat bir cu fugiții. A dezertat, pur și simplu, aducându-l atunci, în vară, când și-a anunțat că adânc în inimă scârbit, că m-a învins sistemul și n-a mai vrut să candideze la prezidențiale, ceea ce l-a adus în turul 2 pe Corneliu Vadim Tudor. Da? E, dacă acum face asta USR Plus, dacă iese de la guvernare, e echivalent
cu ce a făcut atunci Emil Constantinescu și cu consecințe care pot fi asemănătoare, pentru că avem un partid care se nutrește din rămășițele pământești al lui Corneliu Vadim Tudor și trage seva din ele, acum în peisajul politic, și care crește ca făt frumos în momentul de față, și căruia domnul Voiculescu i-a făcut niște servicii uriașe prin aceste ieșiri, prin care a confirmat că sunt omorâți oameni în spitale și sunt ascunși din cifre. Dacă sunt omorâți în spitale, îi omoară medicii, evident, da? Și a mai făcut ceva domnul Voiculescu, dacă vă uitați puțin, stimați European FM. A atacat de două ori armata. Odată a atacat-o atunci cu centrele de vaccinare. Cu ce miză? Cu câteva zeci de inși la Focșani care săriseră rândul, da? Păi au sărit câteva zeci de mii rândul în această țară și nu la armată, ci la, la alte părți. Bazându-se pe chestia aia cu esențialii, cu care eu n-am fost de acord de la bun început. Și am spus, domnule, nu trebuie să existe așa ceva. În afară de, de bătrâni 65 de ani și bolnavi cronici, după aia toată lumea intră la grămadă mai departe, nu cu esențialii. Ei, aia cu esențialii au fost, numai eu de câte lucruri știu de felul acesta, dar aranjam, mi s-a propus mie, dar nu știu, haide bă, ce, și tu ce, tu ești jurnalist, intrați la esențiale acolo, de ce nu te bagi și tu? Așa mai departe. S-au făcut la trucuri, au devenit atâția jurnaliști peste noapte, profesori peste noapte, medici peste noapte, da? Ca să se facă, alții chemați seara, bă, aia acum am locuri, pac, telefon și aia. Și pentru miza aia, ca să-i găsești pe aia câțiva zeci la, câteva zeci la, la Focșani, știi, dai în armata română, că e vorba de imaginea armatei acolo. Dai acum cu rol 2, cu spitalul de campanie, obligi MAPN-ul să îți iasă cu, cu comunicate. Dai în Institutul Național de Sănătate Publică, pui la îndoială toate cifrele care sunt vehiculate. E, cu așa ceva, eu cred că domnul Voiculescu are mari șanse să primească un articol pozitiv, laudativ, în Sputnik. Sputnik, în organul Kremlinului, care acționează în România și în Republica Moldova și în spațiul, în spațiul parte, estic. Vlad Voiculescu, e posibil să continue să iasă cu astfel de declarații? Cu siguranță și va să ieși. Să dea apă la moară, practic, celor din USR Plus. Nu-l mai interesează să dea apă la moară cui? Mm-hmm. În a forța, poate, ieșirea de la guvernare. Dom'le, dacă oamenii ăștia atâta au ei în cap responsabilitate și gândire politică pentru țara asta să iasă de la guvernare în această situație, asta e. Asta am votat, sau cine i-a votat, asta primim. Pot să o facă, asta este. Mai întreb un lucru și cu asta am închis. Care e mafia asta, domnule? Unde e mafia cu care se bate Iisus Hristosul nostru? Cine e mafia, domne? Că până acum mafia este colonelul Valeriu Gheorghiță, da? Că cu el a avut, s-a luat de piept. E colonelul Valeriu Gheorghiță, este fostul ministru Tătaru, așa, între altele un ministru mai bun decât, după părerea mea, mă vor contrazice, poate, Open FM, decât domnul Gheorghiță, și a cărui muncă titanică din anul trecut în pandemie a fost trecută cu vederea și a fost dat afară din postul de ministru pe algoritm, pentru că a picat la USR Plus și l-au dat afară. Nu existau motive să fie dat afară pe prestația pe care a avut-o. Omul n-a comentat nimic. S-a dus, e medic, să-și facă... E parlamentar, în sfârșit s-a dus să opereze de nou, că e chirurg. Doamna Andreea Moldovan a spus că e o hotărâre demiterea care trebuie respectată, indiferent de ce are dânsa de spus și de gândit, și s-a dus, e medic, să-și facă meseria la Brașov și a fost întâmpinată cu flori de către brașoveni la venirea la spital. Iar domnul, că asta este chestia cea mai tare, cum s-a bătut cu mafia domnul Voiculescu? Care mafie, domne? I-am spus la televizor, domne. Ieșiți, domne, cu nume, spuneți. Cine sunt ăla care vă împiedică, care vor să fure banii de la CJAS-urile alea,
de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Mafia! Scoateți-le să le vedem! Cine e mafia, domne? Armata Română e mafia? Premierul Câțu e mafia? Care mafie? Asta e întrebarea care... Așa. Și slavă Domnului! Numai în Ministerul Sănătății ce personaje sunt acolo. A schimbat vreun director de DSP, de pildă, din nenorocirile alea de DSP-uri, da? Care când nu stau degeaba, fac numai tâmpenii. A schimbat vreun director de DSP? Nu. Și când a fost întrebat, bine domnule, dar pe ăștia de cotoșmanii ăștia din minister, Madame Bumbac, care se pare că e regina respectivilor, de aranjamentelor de acolo, de ăștia v-ați atins? Și ce răspunde? E greu, domnule. E greu. E greu să dai afară pe X, pe Y, nu? Păi, dacă era greu, de ce... Dacă era bună munca, o lua boierii? Cum se spunea în anii 50, de către un scriitor prolet cultist. Și cu asta am încheiat. Urmărim ședința coaliției aflată la guvernare. E în desfășurare acum, începută de la ora 17. Vom vedea care vor fi concluziile și dacă vor fi făcute declarații. Prima întâlnire după demiterea lui Vlad Voiculescu de la conducerea Ministerului Sănătății. Vă întrebăm cum priviți ce se întâmplă pe scena politică, demiterea lui Vlad Voiculescu, acest conflict din interiorul guvernului. Cine a greșit? Florin Câțu pentru că l-a demis sau Vlad Voiculescu prin activitatea de la minister? Credeți că greșește Vlad Voiculescu atunci când vine cu aceste date fără a avea analiza completă? Și oare ar trebui să iasă de la guvernare USR Plus după demiterea lui Vlad Voiculescu? 0372069599 este numărul de telefon pe care îl puteți apela pentru a intra acum în direct cu noi. Adrian este alături de noi. Te salutăm, Adrian. Și eu vă spun bună seara, doamna Nedelea, domnul Popescu. Bună seara, Adrian. Aș începe cu ce a spus domnul Popescu legat de miza, că a fost o miză prea mică la deconspirarea acelor centre aparținând Ministerului Apărării Naționale și nu numai. Dar eu țin minte că din ancheta Recorder au fost 7.000 de persoane. A fost o anchetă ok, care pe Recorder nu putem să-i acuzăm de partipri. Au fost 7.000 de persoane, dintre care 4.000 de persoane trebuiau să fie vaccinați bătrâni și vulnerabili. Eu cred că prin multă lume nu a dat atât de mare importanță, dar faptul că nu s-au vaccinat persoanele vulnerabile și bătrânii au dus la unele chestii urâte, să zic așa. Adică se poate ca un bătrân să se fi îmbolnăvit pentru că a fost sărit, nu? Eu nu cred că e o miză mică. Dar eu nu vorbeam de cei 7.000, eu vorbeam de persoanele găsite în registrul armatei. Deci de militari care au călcat această... Sau persoane, mă rog, apropiate unor militari. Despre aceea e vorba. Aceia sunt câteva zeci. Câteva zeci, dar prin publicarea tuturor centrelor s-a constatat că de fapt 7.000 au sărit rândul, nu? Au sărit mult mai mulți, Adrian. Okay. Au sărit 70.000. De acord cu dumneavoastră. Dar... faptul că nu este un lucru bun, că a fost deconspirat acest lucru. Nu înțeleg. E vorba de un principiu. Noi, de 30 de ani, trăim zi de zi cu merge și așa și cu... Nu e momentul acum. Am ajuns după 30 de ani fără reforme, cu un stat putred în administrație și când cineva vine și ne arată așa ceva, domne, nu era momentul... Nu de asta nu am spus că nu era momentul. Foarte bine, dar am spus doar că era o miză mult prea mică în raport cu efectele acelei ziceri și în raport cu armata. La doamna Iacobescu a spus că nu era nici momentul. Și am numai o scurtă istorioară. Adică domnul Popescu scrie editoriale foarte bune. La doamna Iacobescu am spus că nu era momentul cu chestiunea din alegeri. Atunci cu... Din alegeri, știți, când cu infectările.
altă da. Cifră pe care a luat-o în vreau considerare. Vreau să fac o paralelă. Domnul Popescu scrie foarte editoriale foarte bune și bune. Ce să vă zic acum este un editorial bun. Este vorba, acum 4-5 ani, Maria Olaru, adevăruri nesincere. Domnul Popescu, să mă corectați dacă greșesc. Vă rog. La un moment dat... Maria Olaru a scos o biografie, cum era la mod, fiecare sportiv care nu mai era în activitate, ca să mai facă niște bănuți, își scotea o biografie. Ei, doamna Olaru a scris în acea biografie că la un moment dat, când era copil, a fost abuzată la antrenamente de către domnul Belu și că, mă rog, i s-au aplicat tratamente necorespunzătoare pentru un copil. Morala editorialului domnul Popescu, mă rog, și titlul foarte bun, că era o metaforă foarte bună, că pe degeaba spui un adevăr după 20 de ani, un adevăr care nu e spus la momentul lui, este un adevăr nesincer și care nu prea folosește. Foarte de acord. Am greșit cu ceva, domnul Popescu? Nu, doar că eu mai spuneam doar atât că nu-i ceream ei la vârsta de 14-15 ani să da. Spună asta, ci părinților care cu siguranță știau ce îi se întâmplă la antrenament cu respectivii și n-au spus nimic. Ea a beneficiat, a ajuns campioană mondială, a tăcut, a primit indemnizație după aceea de mare sportivă și în sfârșit, la 30 ceva de ani, s-a gândit să scoată o carte și ceva bănuți, cum spuneți. Da. De acord. Revenim în actualitate. Domnul Voiculescu publică niște centre de vaccinare prin care noi, cetățenii de rând, contribuabilii, descoperim că, de fapt, alea erau cu circuit închis și că se vaccinau și membrii din cadrul armatei cu soțiile care erau civili. Practic, dumneavoastră spuneți că Vlad Voiculescu a fost un ministru bun și nu ar fi trebuit să fie dat afară, sau ceea ce a făcut ar trebui apreciat. Da, asta da, e concluzia. Domnul Popescu, dacă domnul Voiculescu spunea peste un an sau peste doi ani acest adevăr, poate nici nu mai putea să-l demonstreze, dar dacă spunea mai târziu, era un adevăr sincer sau nesincer, domnule Popescu? Vă referiți la ultimele date despre diferențele în raportarea deceselor? Nu, la ce legat de centrele de vaccinare. Bun. Pentru că acolo s-a dovedit clar că a fost așa. Era un adevăr sincer. Sigur, da. Pot să vă răspund? Pot să vă răspund? Da, nu. Ar fi trebuit, după părerea mea, ca domnul Voiculescu să procedeze așa cum n-a procedat nici în cazul despre care discutăm acum, cu morții. Ar fi trebuit să discute cu ministrul Ciucă, cu conducerea armatei. Uite, domne, avem această situație aici. Noi am găsit că sunt astea care nu e în regulă. Această situație trebuie rezolvată. Și dacă îi spunea, conducerea armatei spunea, nu, domne, e în regulă, așa trebuie să fie, cu centre numai pentru militari, atunci ieșea și spunea. Domnul Voiculescu, da, domne, uite, avem o problemă. Ca și acum nu a făcut acest lucru. S-a repezit să arunce, fără să încerce să rezolve problema în cadrul guvernamental. Este ministru în guvern, era coleg cu respectivii care erau în situația asta. N-a vorbit cu ei cum n-a vorbit nici acum. Și publicul larg, noi care așteptăm informații și care vrem să nu fim mințiți, unde suntem în ecuația asta? Adică, înțeleg, trebuia să... Publicul trebuie informat atunci când se lucrurile ajung, așa cum v-am spus. Când încerci să rezolvi această problemă în cadrul guvernului, pentru că sunteți colegi de guvernare acolo, și dacă ea nu se poate rezolva, sau cineva atunci, spune nu, nu, sau cineva spune doar nu. Pentru noi aceste exact. Informații, atunci e o problemă. Atunci da, ieși și spui, uite domne, cutare, domnul cutare, ministru cutare, ăla de la armată cutare, eu am vrut să rezolv, ei nu. Așa se face. Nu vii și arunci chestia asta fără să încerci să o rezolvi întâi așa. Așa gândesc eu. Da? Poate nu e bine. Nu știu. Un ministru bun, Vlad Voiculescu, morala Adrian? Morala de la acel editorial nu este aceeași cu ceea ce ați vorbit zilele astea, mă rog. Eu nu încerc și eu să fac o rațiune logică și... E un ministru sau a fost un ministru bun, Vlad Voiculescu? Nu a fost neapărat bun, dar a încercat să facă. 4 luni au fost puține, să le evaluăm după 4 luni. Vă dau un exemplu. De ce au fost puține, domne? 4 luni.
Ce a făcut în aceste ce a făcut în aceste 4 luni, Adrian, pentru bolnavi? Pentru cei din spital? Pentru sistemul medical în inima lui? Efectiv, măsuri, în afară de a arunca astfel de chestii care țin mai degrabă de un avertizor de integritate din societatea civilă decât de un ministru, în legătură că acolo sunt mai mulți morți, acolo sunt mai puțin vaccinați, acolo sunt cu tare. Ce măsuri a luat fundamentale, măsuri de hardcore ale sistemului de sănătate? De pildă, paturile de la ATI. A luat vreo măsură? Da, măsuri nu au fost, ca să se vadă, atunci, măsuri serioase. De ce? Dar... acum, hai să vorbim de faptul că nu a plătit Ministerul Sănătății, sub conducerea sa, nu a plătit personalul din centrele de vaccinare. Că vorbesc de chestiuni fundamentale. Asta e o culpă. Da? Să ocupa, să le găsească ălora de la armată niște oameni puși în plus acolo pe listă, în schimb, nu plătea personalul din centrele de vaccinare. De ce? Pentru că procesul de vaccinare nu este sub comanda sa. Este sub comanda colonelului Gheorghiță de la armată. Concluzia, Adrian, Vlad Voiculescu a făcut lucruri bune și utile în comunicarea cu publicul sau în informarea publicului, dar nu suficient în această perioadă. Nu uităm că a dat în 20 ceva martie, a apărut de la Casa Națională de Sănătate ordinul cu casele județene de sănătate, cu numirea noilor directori de acolo, ceea ce până acum, din 2016, acolo se dau numai delegații, sunt oameni care sunt controlabili din punct de vedere politic. Și e un mare lucru. Da, foarte bine. De când am mai avut noi? A făcut și lucruri bune, iată, acesta este un lucru bun. Vă mai spun eu și altul bun. Faptul că a propus să nu se mai, cum s-a întâmplat la Foișor, să se desfințeze un spital în profilul său ortopedic și să se facă spital COVID prin scoaterea bolnavilor. Da. A propus circuite COVID în toate spitalele din București, dar fără să schimbe cu totul din temelii profilul spitalului. După 4 luni să fii demis, nu știu. Ca să comparăm, la Ministerul de Interne au fost până acum vreo 3 situații urâte. Cea de la Onești, cea cu oamenii aceia bătuți. Și nicio dojană n-a primit din partea primului ministru. Și Ministrul Sănătății deconspiră niște centre de vaccinare și se trimite corpul de control. Cum pare asta în ochii unui cetățean, nu? Acela nu primește nicio dojană, iar ministrul... Mulțumim foarte mult, Adrian. Da, mulțumim mult pentru că ai intrat dreptate. În direct cu noi. Aveți dreptate. Nu înseamnă că ministrul de interne trebuie cruțat. Îl întrebăm pe Marius din Timișoara. Cum îi se pare acest aspect? Te salutăm, Marius. Cum e? E prea mult această decizie de demitere a lui Vlad Voiculescu? Ne spunea Adrian mai devreme câte nu s-au mai întâmplat în țară și ministrul de interne, iată, nici măcar nu a fost certat, dojenit. E prea mult și prea repede. În primul rând, după câte am înțeles de la domnul Voiculescu, a luat 2 luni să se semneze ordine de numire de secretar de stat. Ceea ce, dacă 2 luni a luat până s-a organizat ministerul, în 2 luni ce poți face? Crezi că greșește acum Vlad Voiculescu ieșind cu aceste cifre pe oamenii care au decedat din cauza COVID, fără să aibă analiza completă? Pentru că, iată, acum 2 spitale îl contrazic. Nu sunt reale cifrele, spun spitalele. Îl contrazic de formă, dar de fond sunt reale ce spune el. De unde știți că sunt reale cifrele? Eu cunosc două cazuri din anturajul meu, care COVID-ul a fost cauza morții respectivelor persoane, dar fiindcă la data decesului și ora decesului, în urma a 2 teste, nu mai era virusul prezent în organismul persoanelor, s-a declarat bol pulmonare, deși COVID-ul le-a distrus plămânii. Dar de ce s-ar fi făcut asta? Cine are de câștigat din chestia asta? Hai să fim logici. La fel cum înainte de alegeri s-au tot măsluit, intrăm în carantină la 6, intrăm, nu intrăm, mergem, nu mergem, probabil și astea, datele astea, cum zice Voiculescu, ar fi influențat anumite decizii. Dacă sunt mai multe persoane declarate decedate, așa?
Indicatorul ăsta ar trebui să aducă mai repede eventual carantinarea unor localități sau alte măsuri de restricție. Păi carantinarea putea să fie declarată de către premierul Câțu, de către Comitetul Național de Situații de Urgență, de atâtea ori până acum putea fi declarată. Și nu a fost declarată. Ce aveau nevoie de chestia asta cu morții? Păi nu aveau nevoie, dar nu știu dacă era necesar să fie carantinată toată țara pentru într-o anumită zonă, cum e actual București sau Timișoara. Cum e la noi în Timișoara, a fost la un moment dat o rată a infecției mai mare. Sau la Baia Mare, sau la Zalău, în toamnă și în iarnă. Nu cred că era nevoie să carantinez total toată țara pentru câteva focare mai mari din țară. De acord. Iar ce a făcut, așa s-a procedat. Guvernul PNL, cu scoaterea focarelor din calculul incidenței, a fost o mare tâmpenie. Adică dacă e focarul într-o școală sau într-o instituție publică, oamenii merg acasă, duc boala acasă. Cum poți să scoți în calculul ratei incidenței focarul respectiv? Care într-o primărie sau într-o instituție a statului sau într-o companie privată? Și acum tu spui, Marius, că Spitalul Colentina sau Spitalul Rol 2 vin și spun și mint, practic? Adică ne mint aceste două spitale când spun că cifrele prezentate de Vlad Voiculescu nu sunt reale? Nu neapărat că mint, dar cum am avut cele două cazuri în anturajul meu, s-ar putea să fie mai multe. Aha, deci pe baza a două cazuri din anturajul tău pe care noi nu le cunoaștem, habar n-avem, are dreptate Voiculescu, sunt reale cifrele și spitalele astea două mint. Păi dacă nu vin cu registrele respective, haideți că domnul Voiculescu nu a mai apucat să le consulte, dacă e adevărat ce spune el, că nu avem cum să luăm până la proba contrare. Stați puțin, domnul Voiculescu e adevărat ce spune, cifrele lui sunt reale. Ce să mai consulte? Nu ne-a spus că sunt reale? Da. Dumneavoastră a spus, sunt reale, ce să mai consulte? Nu știu să zic că când a fost și problema cu vaccinații peste rând, domnul Câțu a pus batista pe țambal. Nu, eu îi rețin declarația așa acum. Nu contează că s-au vaccinat sau nu peste rând să se vaccineze. Acum o să ne spună, tot au murit, tot trebuia să moară, dacă ar avut probleme de sănătate. Acum ai puneți în gură lui Câțu că spune așa ceva, că tot au murit, trebuia să moară? Nu, cum puteți să faceți așa ceva? Eu nu pot, dar de la el mă aștept la orice. De fapt, știți și eu am tăcut numai că mă enervez, îmi crește tensiunea. Marius, zi înainte, tată. Ai avut încredere în Vlad Voiculescu și ai în continuare încredere în Vlad Voiculescu? Nu, a greșit premierul încredere pentru că l-a demis? Deci, inițial, după ce l-a demis, i-am dat dreptate premierului. Da, are dreptate. Dar după evenimentele care s-au petrecut săptămâna trecută, 50-50. Adică declarațiile cu care a ieșit Vlad Voiculescu, asta te-a determinat să-ți schimbi părerea? Nu numai. În primul rând, faptul că Câțu a cedat presiunii partidului. Sub nicio formă nu trebuia să cedeze presiunii partidului. De unde știi asta? Nu este vorba, măcar atâta lucru pot să-ți spun, Marius, nu este vorba de presiunea partidului, hotărârea i-a aparținut lui Florin Câțu. Nu lui Orban, nu partidului, i-a aparținut lui Florin Câțu. Ar trebui să iasă de la guvernare USR Plus după demiterea lui Vlad Voiculescu? Ce crezi? Dacă continuă PNL-ul în felul acesta să trateze un partener de coaliție care, într-adevăr, e mai mic în procente la alegeri ca și el, atunci da. Dacă crezi că merita Vlad Voiculescu să plece, să fie dat afară din guvern? Nu. Dacă într-adevăr se constată că știa de acel ordin al Andreei Moldovan, de care el știe zice că nu, atunci da. Cum să nu știe? Păi da, a spus Andreea Moldovan, întrebată în direct. A fost întrebată, știa premierul Câțu de ordinul trimis de dumneavoastră la monitor oficial? Nu. Răspunde, n-am vorbit cu el. Dar cu ministrul sănătății al dumneavoastră ați vorbit? Bineînțeles, răspunde doamna doctor Moldovan. Cum să nu vorbesc? Îi o vorbit, dar nu știa că urmează să-l dea. Probabil că aici... Hai, domnule, dar sunteți formidabil de bine informat și vă fericit, Marius. Probabil ați asistat și la discuția dintre doamna Moldovan și domnul Voiculescu. Sunteți un om bun, să știți. Și nu, acum nu sunt ironic. Sunteți un om bun, Marius.
Mulțumim foarte mult, Marius. Marius din Timișoara alături de noi. De la Timișoara mergem la Galați. Dragoș ni se alătură. Te salutăm, Dragoș. Bună ziua, bună seara. Cum e cu această demitere și întreaga tensiune creată în interiorul guvernului? E o ședință în desfășurare, așteptăm să se încheie pentru a afla concluziile. A procedat corect premierul? Mie mi se pare că se joacă între copii. Așa. Care este în fața blocului și s-au supărat și doresc să-și iau jucărie să plece în casă. Mi se pare ireal unde se ajunge cu o banalitate. Eu am 29 de ani și mi se pare că sunt, nu știu, nu am o perspectivă de viitor. Nu mă regăsesc nici în PNL, nici în USR. Și am fost simpatizant de când a apărut acest partid, am fost simpatizantul lor. Efectiv, de după alegerile europarlamentare, se comportă ca niște râzgâiați. Cine greșește mai mult? Premierul sau Vlad Voiculescu? Ambele partide, din punctul meu de vedere, greșesc la fel de mult. Doar în direcții diferite. PNL-ul ne arată cumva clasa politică nu poate fi schimbată și rămân cu aceleași metecne ca PSD-ului, iar USR-ul are știe să arate doar cu degetul și cumva să se plângă, să facă campanie de strângere de lacrimi, cum aș spune. Se pun la televizor, uite ce ne-a făcut, uite ce ne-a făcut ăla, uite ce ne-a făcut ăla. Uite cât de bun sunt eu, uite, eu am îngetat apa caldă, nu se mai poate face nimic decât dacă sunt eu aici. Nu, Vlad Voiculescu este un singur om, Ministerul Sănătății se poate conduce și fără el, nu este niciun juvaier, diamant, piatră nestemată ce-o fi el, este pur și simplu un om. Un om care nu a convins. A convins puțin în 2016, a făcut două valuri și acum s-a oprit. Acum se duce la emisiuni, se plânge, nu știu ce dorește în continuare să ne arate. Și USR Plus va ieși de la guvernare? Ce crezi? Dacă ar ieși de la guvernare, ar fi începutul sfârșitului USR-ului, să zic așa. Poate din potrivă, așa ne recâștigăm electoratul. Nu, credeți-mă că deja eu ca și alegător de partid nou, deja nu mai am răbdare cu ei. Nu mai am răbdare, nu mai pot să le găsesc scuze, nu mai pot să îi înțeleg cumva. Dar nu crezi că ar fi și sfârșitul la mai mult decât al USR-ului, dacă are și ba, da, ar fi sfârșitul plecării generației 90-80 din țară. În primul rând. Pentru că n-am mai avea o perspectivă de viitor. N-am mai vedea luminița de la capătul tunelului. Pentru că eu nu mă regăsesc în PNL. Și alegerile din decembrie au fost pierdute și numărul atât de mic de alegători este datorat PNL-ului. Pentru că n-au băgat carantină în octombrie, când trebuia băgată carantină, ei au lăsat liber pentru alegeri. Eu sunt proprietar de restaurant și aș fi acceptat atunci carantinarea. Nu acum, nu așa cum a fost făcută. Și ce să facă? Absolut corect ce ați spus acum. Absolut corect. Același lucru l-am spus și eu la începutul lunii octombrie. Atunci. Ce să facă pentru a se înțelege? Bun, un ministru a fost dat afară de către premier, premierul poate să facă asta. Are această putere. Ce să facă ei acum în această ședință pentru a se înțelege? Spre binele nostru. Doamnă, nu văd o ieșire la modul acela fără niște costuri. Nu văd. Adică nu USR-ul o să țină bățos pentru că cumva li s-a urcat la cap toată această guvernare. Eu fiind votant USR de când au apărut ca și partid politic, dar acum, sincer, nu știu pe cine o să votez la următoarele alegeri. Da, vă mai amintiți? Iertați-mă, vă reamintesc ceva. În vara lui 2019, vă amintiți obstinația aceea care pe mine, ca și dumneavoastră, votant USR la alegerile europarlamentare din 2019, atunci m-a stupefiat. De ce repetau că n-au ce să discute, că ei nu intră la guvernare?
în vara lui 2019 și spunea domnul Barna, nu USR trebuie să rezolve criza României. Exact așa. Nu USR trebuie. Vreau să vă zic că mi-aduc aminte gen cuvințel cu cuvințel ce spunea domnul Barna. Și nu, o să, nu știu cine, o să chemă pe cineva, dacă ei nu, ca și partid politic, care au ieșit pe locul 3 la europarlamentare, care, gen, le-am, ca și popor, le-am arătat susținerea, să-i rândul vostru, pe cai, acum cât e momentul. Noi nu în condițiile astea, nu, păi, nu pentru asta ați fost aleși? Pentru ce? Mulțumim tare mult! Mulțumim, Dragoș din Galați a fost alături de noi. Mergem în Alba, Claudiu ni se alătură. Te salutăm, Claudiu. Bună ziua. Alo. Cum e? Da, te ascultăm. Da. Puneți-mi întrebări și o răspuns. Sau... Cum vi se pare? Ce se întâmplă? E ședință acum cu toți membrii coaliției? Sunt urmăritor de politică. Da, bun, am înțeles și de aia. Haideți că spun ce am de spus. Deci la ședința asta Ce să facă pentru a fi bine, pentru a se înțelege, pentru că USR Plus, știți cum e, ne gândim dacă o să iasă de la guvernare sau nu. Deci s-au dus cu un mandat care mi se pare foarte important, acela de a cere clar să, și acest mod de remaniere a miniștrilor să fie foarte clar stipulat cum să se facă mai departe. Deci, mi se pare corect și așa aș face și eu, nu aș ceda de la treaba asta. Adică, domne, când deci vrei să dea afară un ministru, vii și vorbim, nu? Asta e ideea. În coaliție da, deci discutăm. Are vicepremierul din partea USR și din partea Uniunii Maghiare din România să meargă să se discute înainte, pentru că, până la urmă, este o coaliție, vorba aia, și eu sunt de acord că nu este guvernul chiar lui Nenea Câțu. Deci este un guvernul României făcut dintr-o alianță în care trebuie să se respecte între ei. E adevărat, sunt de acord că domnul Voiculescu poate are un pic tendințe astea narcisiste și un pic nu sunt de acord cu toate chestiile care le-a făcut, dar sunt sigur că intențiile au fost foarte bune. Deci asta, adică sunt sigur, nu pot să fi sigur de nimic, dar cred așa după părerea mea că ar fi vrut putut să facă și ar fi vrut să facă mult bine. Deci, după părerea mea, PNL-ul, care și ei s-au umflat foarte mult cu în ultimele declarații ale domnului premier și ale președintelui de partid, nu vor ajunge la împăcare și USR-ul va fi obligat să iasă. Au urcat ștacheta foarte sus ca să mai poate să dea înapoi. Dar nu va fi bine pentru țară. Dar deci credeți cum că e? Vor ieși de la guvernare? Asta credeți că s-ar putea da, întâmpla? Da, eu cred că va ieși de la guvernare până la urmă. Și știu, pentru că PNL nu va lăsa, nu vor ceda pentru bun, că... Bun, și ce se va întâmpla și, după asta? Mai am o chestie doar. Deci, în 2017 am participat aici la... Am urlat pe străzi, știți, pentru ca să lase justiția în pace cu ordonanța 13. Sau cât a fost așa. Și unele dintre ce strigam atunci și chiar cred, din păcate, îmi pare rău să o spun, dar PSD și PNL aceeași mizerie. Deci chiar cred în asta. Deci, știi, la noi pe plan local, vai de capul nostru. Deci, și plus chestia asta, știi, văd foarte mult că domnul Popescu tot... dă în sus cu oamenii de la stat care vor, care fac, care nu știu ce. Să știți că părerea mea este că sunt foarte mulți care nu au ce căuta acolo. Efectiv, nu au ce și nici nu fac nimic. Ce dau eu în sus? Stai puțin. Ce dau eu în sus cu oamenii de la stat? Că, efectiv, deci... și cu armata, că sunt foarte bine intenționat și aia, că toată lumea e bine intenționată de nu mai poate. Am pronunțat eu cuvintele bine intenționat de nu mai poate cu privire la aceste instituții? Vreau să zic, vorbim de oameni, nu de vorbim de instituții. Vorbim de oameni care... Am vorbit de instituții, nu de oameni. Am vorbit de INSP, am vorbit de armata, am vorbit de grupul de comunicare strategică, n-am vorbit de oameni, domn. Păi tata, instituția formată, deci toate astea sunt din oameni formate. Așa, oameni și, care sunt acolo. Și care-i problema? Trebuie desfințate sau cum? Ați simțit bine, aia că... nu, niciun caz, dar nu spuși pe competențe, nu spuși în urma unui, în bine, unde se poate face, pe concurs și așa mai departe. Deci să fie oameni care cu adevărat să-și merită locul acela. Ce credeți că se va întâmpla? Dacă USR Plus
Va decide, de la vor guvernare, decide să PNL-ul o să guverneze în continuare cu sprijinul din umbra al PSD-ului. Deci nu o să, n-o să cedeze să roșizi și domnul Câțu, că nu o să cedeze ca să un moment. Și să se formeze, că vrea să dea pe oricine un afară moment. Când dorește el. Ce interes ar avea PSD să sprijine acum PNL? Din moment... umbră, spun pe față, din umbră. Cum m-am sprijinit? Eu m-am sprijinit. Repet, nu e vorba de soare sau umbră, este vorba așa. Ce interes are PSD care dorește să guverneze el, nu PNL? El, nu de în umbră. Este că au declarat că vor să stea în opoziție să se reformeze. Ce să... A pronunțat cineva cuvântul să se reformeze de la PSD? Dumnezeule, pace ție, vestitoriule, să pronunțe ei așa ceva, noi vrem să ne reformăm? Păi o zis și domnul Ciulacu, cum să nu spune? Nu facă cuvintele, neapărat cuvintele acestea. Hai că e bună de tot asta. Că vor să schimbe. Asta e cel mai important, că nu a folosit aceste deci, cuvinte. Deci, încă o dată, vă întreb atât lucrul ăsta simplu. De ce să nu vrea să intre la guvernare pe PSD-ul el? De ce să-i sprijine pe peneliști? Păi, n-o să... Deci PNL-ul anunța foarte clar că ei nu fac alianță cu PSD-ul. Și acum nu vor putea dar să facă alianță. Dar dincolo de asta, crezi că ne va fi mai bine așa, Claudiu? Va fi mai bine dacă vor ieși de la guvernare? Cei de la USR și PUS? Hai să vă spun o chestie. Știți, trebuie să uităm un lucru important. Orice lucru mare este format din lucruri mici. Deci, de exemplu, când a venit domnul Voiculescu și a venit cu acea stenogram sau cum se spune foaie, că i-a trimis de mai multe ori domnului Câțu și l-a rugat frumos pe unul dintre înalții funcționari publici de la Sănătate cu care el nu poate să colaboreze. Să-l mute de acolo, că nu putea să-l dea afară, pentru că știți că e greu să dai pe cineva de la stat afară. Dar și asta, că s-a tot scos ochii, că nu o dat pe afară de la stat. E foarte greu să dai de la stat, știm de toată lumea asta. Nu poți să-i dai așa, hai că dăm. Știți? Și atunci eu l-am rugat de nu știu câte ori, domne, dă-l pe ăsta, mută-l de aici, mută-l de la mine că nu pot să colaborez cu el. Și domnul Câțu de fiecare dată îi spunea, da, sigur, știți, genul ăla de, lasă că, cum se făcea mai de mult, știți? Formidabil. Și dumneavoastră a spus de față când îi spunea așa. Dar de unde știi, Claudiu, că așa s-a întâmplat? Păi a arătat la o emisiune televizată, a arătat Bunescu, chiar nu... mințit în halul ăsta, au arătat am înțeles, deci dacă zice domnul Voiculescu, dacă zice domnul Voiculescu, așa e. Păi nu, au arătat orice bâmbâne. Bine, acum eu zic, dacă hârtia ar fi adevărată și ceea ce a spus că de foarte multe ori s-au zis pe la telefon. Când vă veți opri, vă voi spune și eu ceva. Da, vă ascult, domnul Voiculescu, da. V-am să zic că domnul Voiculescu făcea reformă cu premierul Câțu. Cu mâna premierului Câțu. Deci, în primul rând, nu a spus la televizor numele acelei persoane, înaltul responsabil din minister. Măcar atât putea să spună, da? Nea Cutărescu, Georgescu, care să știm și noi cine este nomina odiosa. E adevărat ce scria în foaia, de ce contează numele? Pentru că cum poate să nu contează? El a putea după aceea să-l, știu, să-l dea în judecată, sau știu, nu înțelegeți, deci putea să fie alte repercusii. Păi și atunci ce fel de reformă? Cum să luptă el cu mafia? Care mai era sensul? Îi cerți ce să facă? Fiți atent puțin la o minimorm logică. I-a cerut premiului Câțu ce să facă? Să-l mute pe monstru ăla de acolo în altă parte. Ca să facă același rău, să-l detașeze, i-a cerut. Bine, nu să-l dea afară, să-l trimită la munca câmpului sau să-l ancheteze DNA. Nu, pentru că nu putea să-l dea afară din asta. Ok, m-am oprit. Și... Vă doresc multă sănătate. Și stați-mă un pic, deci, care e lista de logică? Că nu a spus numele... Că dacă vrei să dai afară și te bați cu mafia... Dacă vrei să te bați cu mafia, nu-i cer premierului să-l detașeze pe ăla de la secția cutare la secția cutare ca să facă același rău. Îți iei în piept? Spui, domne, uite, ăsta este un element nociv în Ministerul Sănătății, ești public, așa cum a ieșit acum cu morții, și spui, ăsta trebuie dat afară, stimați concetățeni. Uite ce a făcut. Cutare. Și eu nu pot să-l dau afară. Pentru că s-o opune premierul Câțu.
Mulțumim foarte mult, Claudiu. Stați puțin, să... Pe scurt, te rog, pe scurt, Claudiu. Da, mai am de o chestie, numai de adăugat. Deci, odată îl judecăm că de ce a venit și a venit public și a spus niște chestii, că de ce nu s-a consultat înainte cu armata, respectiv cu alții și cu alții. Acum, că... O venit acum cum el e afară și din sistem. Și o venit și o spus, uite, am adus foaie, uite, l-am bucat de atâtea ori și de fiecare dată o spus, da, dar se rezolvă, se rezolvă, se rezolvă și nu s-o rezolva niciodată. Deci, adică a vrut să rezolve cu prim-ministru, să-l ajute cu treaba asta. Și eu n-am spus că ăla neapărat, ăla era monstru mafiei și centru mafiei și dacă scăpa de ăla, gata, sau ar fi dat acea persoană din sistemul public afară, gata, o să fie bine în țară și să fie miere peste tot. Era un om care putea să colaboreze, care nu făcea nimic și care lua niște bani pe care noi îi plătim. Dumneavoastră îl cunoașteți pe ăla, pe ăla îl cunoașteți pe personajul ăla? Știți cum îl cheamă? Știți cine e de vorbiți așa despre el? Nu, dar vorbim de el. Deci extraordinar. Ca și persoană, deci neapărat ca și cum e aia cu... N-o să vă uit, să știți că nu... Mulțumim tare mult, Claudiu. Claudiu, mulțumim deci, pentru că ai fost în direct cu noi. N-o să-l uit pe Claudiu multă vreme, e foarte interesant. Ce a spus și modul de a gândi. Sunt multe declarații, domnule Popescu, luate ca atare, fără a mai avea nevoie de alte argumente, de cifre, de date. N-ai le ce confundăm să faci. Sau le credem, sau credem spusele 100%, fără a mai aștepta alte completări, sau luăm declarații ca pe o analiză completă. Ce simțiți? Ce să simt? Domnul Voiculescu procedează tehnic corect din punctul de vedere al metodelor de diversiune, de subversiune și de manipulare. Procedează foarte corect, le cunoaște. Omul are o țintă acum, targetul ăsta de oameni care, ați văzut ce argumente au, așa a spus domnul Voiculescu. Cifrele sunt reale. De ce? Pentru că le-a spus domnul Voiculescu. Dar ăia de la Colentina, nu știu, ăia nu sunt buni. Domnul Voiculescu, ce spune domnul Voiculescu, așa este. A reușit să își creeze genul acesta de suporteri care refuză să gândească rațional în legătură cu faptele, în legătură cu declarațiile, în legătură cu tot ce se întâmplă, care au convingeri, au credință în domnul Voiculescu. Și poate că avea dreptate persoana aceea care l-a semuia cu Iisus Hristos. Avea dreptate, pentru că iată a reușit, să știți că asta e un lucru greu. Când e vorba de manipula masele, să ai adepți de felul ăsta și are destui, care cred în el necondiționat, care nu aplică niciun fel de grile raționale asupra ceea ce spune și ce face, asta este o performanță a domnului Voiculescu. Și poate să-i utilizeze pe acești oameni, pe acești oameni și pentru scopuri mai înalte. Adică? Păi, sper că nu vă gândiți acum mai înalte la, eu știu, în materie de sănătate sau ceva. Nu. De pildă să candideze la președinție. Eu așa zice, cu oamenii ăștia pe care a reușit să și... apropie în felul ăsta să aibă masa asta de suporteri, eu cred că ministrul al sănătății, ce vrea să mai fie în continuare, e prea puțin pentru domnul Voiculescu. Pe de altă parte, domnul Vlad Voiculescu spunea și a spus-o de mai multe ori că nu are analiza completă. E o investigație, o investigație pe care o începuse la Ministerul Sănătății. E posibil, nu știu, să nu se pupe cifrele în aceste două spitale. Nu e dar posibil, să se potrivească, doamnă, în celelalte. Nu e posibil, doamnă. Are dreptate domnul Voiculescu. De ce? Pentru că este domnul Voiculescu, este Vlad, este Vlăduț, este Iisus Hristos, are figura asta de om, cum să spun, blajin și care e plin de bune intenții, dar nu lasă lumea rea din jur să facă numai binele. Deci, eu nu știu, de ce mai punem astfel de lucruri la îndoială? Tot ce a spus și ce a făcut domnul Voiculescu e bine. Eu așa zic. Haide să plecăm cu această concluzie.
Mulțumesc foarte mult, domnule Popescu, mulțumim foarte mult pentru că ne-ați urmărit și pentru că ați intrat și în direct cu noi. Firește, așteptăm încheierea acestei ședințe a Coaliției de Guvernare, prima ședință după demiterea lui Vlad Voiculescu de la conducerea Ministerului Sănătății. Ce se va întâmpla acolo, dacă vom avea o nominalizare pentru acest portofoliu sau nu, dacă USR Plus va lua în calcul vreo secundă ieșirea de la guvernare. Vom vedea detaliile pe europafm.ro. Firește, ne reauzim, ne revedem săptămâna viitoare. Rămâneți pe Europa FM. Piața Victoriei cu Cristian Tudor Popescu și Adriana Nedelea la Europa FM.